Salutare lume, numele meu este Viper și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Mafia Unturned pe mapa Belgia lume. Am revenit aici alături de Cosmin și în acest episod o să explorăm două locații destul de interesante. O să fim aici la Quarry, la Sherat Quarry mai exact, și după aia o să mergem și la Moss Estate și să vedem ce fel de chestii putem găsi. Dar la lume, practic ăsta este un Quarry și mai era unul pe Rusia și cred că este făcut gen exact la fel. Dar acum că mă uit mai bine, mi se pare că Quarry-ul de pe Rusia era mult mai jos. Din păcate nu putem să conducem minecarturile, că era prea șmecher. Și avem și un quest aici la Quarry, mi se pare că ăsta. Kill 50 zombies la Quarry. Și o să fie foarte nasol. Bă, îți dă random item. What the fuck, stai că... Bă... L-au luat zombie, bă. Lol. Bă, frate, eu sunt curios ce e random item-ul ăla pe care ți-l dă dacă omori 50 de zombie în Quarry. A, da, stai, omoară un zombie. Se pun zombii la comun, gen, dar se pun împreună. Ok, e foarte ok. Și cred că e pentru că suntem în același grup. Deci, totuși, nu o să avem nicio șansă să omorăm 50 de zombii aici, pentru că nu o să fie a ta. Sunt curios, gen, ce e aici, la Quarry-ul ăsta? Mamă, era o chestie din asta pe Washington, gen, în spatele ei era un OZN unde găseai Shadow Stalker-ul. Dar aici, gen, pare a fi doar așa. Era mișto să-ți faci bază în asta, era, de fapt, weird, că ai ușa aici. I don't know. Ce n-ai putea oare? Ba da, mă, de galbenă e. Ok, și de aici pornesc gen minecarturile, de aici începe șina și sunt curios gen înăuntru ce e, gen exact ce e și la, ce era și la fabrică. Construction helmet. Pretty much. Mă, ceva de genul, mă, că sunt pietre aici. Ia, sunt curios, vreau for fun, vreau să văd for fun. Mamă, ce era să-mi dea bleeding? Cum minăm noi boulderul ăsta? Stai că-l iau eu. Dude, mamă, cum mori zombie cu ăsta. Ia, stai că e unul invizibil. Și n-are nicio șansă. Uite, știu. Mamă, dar durează ceva. Mamă, plus 6 experiență. Și am metal scrap. Mamă, e destul de interesant. Și ăsta, gen, are ceva durabilitate. Și asta e mișto dacă vrei gen să-ți faci locare foarte multe, gen să-ți faci ca să ai 20 de locare, faci easy peasy cu gen te duci la un quarry sau ceva de genul undeva unde e piatră. Dar aparent chestia asta nu-mi dau seama dacă îți dă la infinit. Ia tot îi dăm. Da, nu mai îți dă acum. Ah, ghostul, dragul ghost. Deci aici se poate găsi această mașină. Oh, katana! Și ce înseamnă asta? Military Ranger. Mă rog, Ranger. E aici High Caliber Ranger ammunition. Bă, dar e atât de rară, dar atât de useless, gen asta High Caliber. Gen, o folosești cam doar la snipere. Mă rog, pe încă o katana. Bă, dacă vrei katana, o iei aici, 7x scope, care este mult mai șmecher decât 8x scope, că e alb. Dar e interesant că e loot de Ranger la o chestie tip estate. Mamă, Ranger drum, Cosmin, ți-am... Deci numai chestii pentru tine găsim. Lol. Gol. Nu, cu 21 de gloanțe, uite, ăsta sunt peste deosebire de military, vin aici. Unde? Aici, la mine, sus. Oricum, lume, suntem aici la Ostend, care e fix lângă, vezi, mi-a rupt piciorul, nu știu de ce, am crezut că suntem foarte, că avem o altitudine foarte joasă, dar m-am înșelat. Și încă 2 metal scrap duși pe un sprint, dar aparent aici e un mini oraș, efectiv, care toate clădirile și singurul drum sunt gen spre ocean, ceea ce este super mega interesant. Ia să mai facem, am aveam deja un sprint, ce deștept sunt. Un potato, un cartof belgian, efectiv. Ok, cross de golf, da, mă rog, aici nu cred că o să găsim nimic extra interesant, un pub din ăsta cu 2 etaje, ok, what fuck. Bă, clădirile arată extrem de mișto. Un trah. Camion. Bubation. Mamă, vin... Mamă, frate! Duffel vreau zombie, bang. Vreau să vină zombie. Vei să faci un hăzgion? Un bum-bum? Este la ei. 1, 2, 3! Mamă, dude, au murit toți, deci nu cred, a fost cred, mult mai efectiv decât o grenadă. De acum îi batem cu mașinile, în plus. Te-a murit ăsta micu! Cum, bă, te-a murit ăsta micu? Nu e dat instant bleeding. Mă, dar știi că mai ții minte că pe Unturned 2 puteai să te urci aici? Da.
Da. Wow, interesting. Ai umbrela. A, da, am și umbrela. Stai puțin, că nu avem cum să... Well, acum avem motiv să explorăm astea. Dude, nu e absolut nimic. Ia veniți, ia veniți bulangiilor, pa. Mamă, ce iei, Cosmin. Dar vezi că au gen costumi din ăsta de sailor. Ceea ce este foarte interesant. Tot pe coastă, Cosmin, ajungem la Lighthouse. Cred că aici deci am... Mi se pare că e un loc cu potențial, gen... Poate e ca insula de Popei, deci dacă e ca insula de Popei, eu să consider că și-a îndeplinit potențialul. Aici sunt niște docuri din astea foarte gen... Unul într-o parte, unul în cealaltă parte. Lol. Vreau să merg paralel cu apa. Paralel cu... Cu coasta. Mă, dar se văd bulele apa. Din apa. Cum să mergi paralel cu apa? Merg paralel cu apa. Bun, lume, am revenit aici, din păcate este o nouă zi, adică din fericire este o nouă zi și din păcate ne auzim mult mai prost și nu avem facecam, dar lume, noi avem aici un singur scop și scopul nostru este să ne ocupăm de mega zombie. Cred că Cosmin a dormit la bord și de asta o ia în direcția greșită. Cosmin? Da. Un pic în dreapta. N-ai pus waypoint, ai pus. Tu ai pus waypoint la quarry, deci... Alume, practic aici la dead zone ăsta este un oraș distrus și se află un fire boss, care va fi foarte interesant și avem guest mask-uri și, mamă, frate, sunt mai arse clădirile decât mă așteptam. Cosmin, ai gloanțe? Da. De fapt, tu ai gloanțe, că da. Bun, acum, cum identificăm zombii? Tu vezi că gen toți zombii sunt flame, și mi se pare interesant. S-ar putea să-i fi trezit pe toți. Ce-o fi în apa asta? Vom vedea. Am dus. E o chestie interesantă aici. Te-ai dus cu frichea mea. E un cristal, hă? Oooo. Pare interesant. M-am dus cu frichea, m-am dus cu... Ce cristal? Am văzut că nu sunt toate gloanțele pe zombii ăștia. Că nu pot să-i omori cu... Mili. Lol, sunt salt, chestii astea, mai găsit cristal din azi, nu pare a fi nimica interesant aici și Cosmin, tu tocmai ai trezit mega zombie-ul. Mamă, dar ăla n-ar trebui să fie, ba da, ăla e. Tu vezi că gen, e și un mega zombie și e și fire boss, care are o animație extrem de șmecheră. O să încerc... Ăsta nu există. M-a omorât. Mi-am dat un horbican din greșeală. Asta ne mai trebuie, deci pe lângă faptul că sunt doi boși zombie, ne mai trebuie un horbican. Bă, din ce am văzut eu, cred că am omorât mega zombie-ul. Da, am omorât mega zombie-ul. Și n-a dropat, cred că, absolut nimica. O bune. Și refuză, cred că el n-a dropat nimica. Bine, să nu ne omoare ăsta, flamarangul ăsta. A două grămadă de damage. Da, vezi că gen, dacă te apropii de focul lui, nu te omoare, gen, îți dai efectiv așa damage, treptat. L-am bătut, Johnule. Ce-a dropat? A, cuțite. Cuțite, dude. Bacă-l în gard, da. A, vezi care e clar. Da, lume, cam ăsta a fost episodul și... Per total, asta a fost seria noastră de Unturned pe Belgia. Eu sper că v-a plăcut, îmi pare rău pentru acest final mai neobișnuit, dar cred că a fost destul de enjoyable to watch, dacă înțelegeți cum zic. Oricum, lume, dacă vă susține din partea voastră, o să mai facem niște serii, poate și cu Cosmin și cu Baca, poate și single player, cu alte mape, pentru că sunt foarte multe mape pe care le putem juca. Dar asta dacă vă place, bineînțeles, pentru că nu o să aibă nicio rost să vă încarc clipul la care... pe care nu le apreciați. Așa că, da, lume, nu uitați să scrieți în comentarii dacă vreți mai mult Unturned. Asta a fost seria, eu am fost Azlo, ei au fost Cosmin și Baca, le veți avea canal în descriere, mă rog, Baca pe a doua parte a clipului, nici nu știu dacă a apărut în clip, mi se pare că am pus o fază când l-a omorât mega zombie-ul acela, dar, da, lume, noi ne vom vedea data viitoare. Salut!